Localnicii din zona Micești și-au pus hainele cele bune, s-au urcat în căruțe și nu s-au oprit decât în Poiana de la Piscani, acolo unde în fiecare an are loc târgul de Sfântă Mărie. E mici, e bere, e tot ce vrei a cintării. Veniți de mulți ani aici? Da, venim de mici copii. De când erați ca el? Eram ca el, așa venim la târg aici. Berea a curs din belșug, prilej pentru unii să devină melancolici. Două bere, două mici, de sărbătoare, că e sărbătoarea cea mai mare. Dar micii nu se beau, se mănâncă. Da, adică de vrea îngrășite, micii se mănâncă, dar berea merge după mici. Cam trist? Normal. De ce? Fică că mă televizați. Păi de ce dumneavoastră ne-ați chemat aici? Ca să fiu vedetă. E o regulă ca la bâlci să se vină cu căruța. S-a respectat și anul acesta, așa că Poiana a fost plină de atelaje. Mulți în căruță, mulți oameni? 2, 4, 6, 8, 10, 12 persoane. Nu prea e confort, nu, în căruță la 12 persoane? Nu este, văd asta. Este căruța scurtă și nu este confort. Fetele au făcut tot posibilul să atragă atenția băieților, însă nu toate au fost mulțumite de rezultate. Aici și nu prea e, numai panarame, spălăcit. E numai spălăcit, nu vezi un băiat, ia uite pe ăsta, stai să-ți o echipe. Nu e. Ce căutați? Un om cu bani mulți și zile puține, care e disponibil să vie încoa. În fața fetelor, băieții și-au arătat mușchii dornici să impresioneze. Ia zic, nu poți să dorm. Zic, ce înseamnă pentru un bărbat așa ca tine să-și demonstreze aici forța? Înseamnă că ai forță să dai e. Comercianții au avut de toate pentru toți, numai bani să fie. Cu baloane, cu ciocane, am și un ciocan. Păi și la ce e bun ciocanul? Să dăm în cap. Păi de zice Nike, original Nike. Adidas nu aveți? Nu am Adidas, am numai Nike. Au existat însă și comercianți nemulțumiți. Dimineața am dat două pături, acum nu mai dau. Da, e vară totuși, oamenii nu caută pădurea. Așa e, nenea.